Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Jandarmii și salvamontiștii băcăuani au salvat un bărbat rănit într-un accident grav. Lumea ciupercilor. Bursa absolvenților. Jandarmii și salvamontiștii montani din Bacău au intervenit pentru salvarea unei persoane rănite. Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au intervenit pentru salvarea unei persoane rănite pe muntele Bolovanul. Jandarmii montani se aflau în misiune de asigurare a ordinii și liniștii publice la răvășitul oilor de pe muntele Bolovanul din stațiunea Slănic, Moldova, în apropiere de locul unde a fost rănită persoana. După un apel de urgență, echipajele au fost direcționate către o zonă împădurită, unde un bărbat a suferit răni grave în urma răsturnării mașinii sale. Jandarmii au ajuns imediat și au acționat, evaluând situația și oferind asistență victimei, menținând comunicarea constantă cu aceasta pentru a o calma până la sosirea celorlalte echipaje și a îndrumat celelalte echipaje pentru a sosi la fața locului. Ulterior, bărbatul a fost transportat cu ajutorul salvamontiștilor și jandarmilor până la echipajul medical aflat la Mănăstirea Ștefan cel Mare, de unde a fost transferat la Unitatea de Primiri Urgențe Onești pentru îngrijiri suplimentare. Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău își reafirmă angajamentul său de a proteja viețile cetățenilor și le mulțumește tuturor celor implicați în această intervenție. Acțiunile rapide și coordonarea eficientă între jandarmi și salvamontiști subliniază importanța colaborării în situații de urgență pentru salvarea de vieți. A 18-a ediție a expoziției Lumea Ciupercilor a fost deschisă la Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea. Ciupercile sunt o componență extrem de importantă a lumirii, nu doar prin rolul lor în natură, cât și prin răspândirea lor în toate mediile. De fapt, biologii au căzut de acord că ele alcătuiesc regnul fungi, diferit de cel animal sau cel vegetal, în cadrul căruia erau categorisite până acum cu puțin timp. Astfel, specialiștii instituției pot arăta publicului multe mostre ale unor specii comune sau exotice. Am deschis astăzi cu un public numeros cea de-a 18-a ediție a expoziției de ciuperci proaspete. În primele zile ale acestei săptămâni, colegii mei s-au deplasat în păduri din județul Bacău, au colectat mai multe eșantioane, iar expuse pentru public sunt peste 90 de specii, de ciuperci toxice, dar și comestibile. Un proiect care ține de foarte mult timp, prima ediție 1999, a fost și e o expoziție prin care ne dorim să aducem în curtea muzeului și la Muzeul Băcăuanii pasionați de colectarea ciupercilor pentru a evita anumite erori care se fac și în loc să ajungă la spitalul județean care e la doi pași de noi, mai bine să vină la muzeu să vizioneze această expoziție și să învețe multe lucruri de la colegii mei specializați în acest domeniu. Expoziția își propune să facă cunoscută lumea diversă a ciupercilor și să conștientizeze consumatorii și culegătorii de ciuperci cu privire la principalele specii de ciuperci toxice și comestibile care cresc în pădurile României. Am reușit să aducem foarte multe specii de ciuperci din pădurile din județul Bacău. Este o expoziție bogată cu specii numeroase și în această perioadă când toată lumea dorește să participe la o expediție, la o excursie în care să vină și cu ceva ciupercuțe acasă, e bine mai întâi să se documenteze și această expoziție le oferă ocazia ca să vadă mult mai bine ce probleme pot să ridice ciupercile din pădurile noastre, pentru că multe pot fi confundate ușor, da? Altele pot fi recunoscute ușor. În schimb, în această perioadă, da, când apar și ploile, apar și o serie de modificări și astfel pălăria devine diferit colorată decât ceea ce știu în general persoanele. Astfel, noi suntem aici pentru a le explica vizitatorilor, pentru a le atrage atenția
și pentru a-i ajuta să reușească, da, pe viitor, să identifice corect ciupercile din pădurile noastre. Expoziția Lumea Ciupercilor este un eveniment care se adresează atât publicului larg, cât și specialiștilor, profesorilor de biologie și micologilor. Foarte mișto, foarte multe tipuri de ciuperci. Da, da, văd ciuperci noi. Foarte interesantă. Și ne ajută să descoperim noi tipuri de ciuperci pe care deja nu le știam. Și ce ți-a părut mai interesant așa? De exemplu, buretele creț. L-am văzut până acum. Foarte interesant. Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău a găzduit bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Pentru acest eveniment, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău a contactat peste 800 de angajatori, dintre care 40 au venit cu o ofertă concretă. Astfel s-au adunat peste 550 de locuri de muncă dedicate tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui job. 40 de angajatori au oferit locuri de muncă pentru șomerii băcăuani la bursa organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, la care au participat peste 800 de persoane. A fost o ofertă completă, atât pentru cei cu studii superioare, cât și pentru cei necalificați. Au fost invitați absolvenții ai diverselor forme de învățământ, dar și alte categorii de persoane aflate în căutare de loc de muncă. Interacțiunile noastre cu cei aproximativ 800 de angajatori din județ ne-au dat de înțeles că este important ca să fie prezenți aici și persoane, șomeri, indemnizați, neindemnizați, care să aibă ceva experiență pe diverse domenii de activitate. Varietatea ofertelor de locuri de muncă și ca domenii de activitate, ca ocupații, ca profesii, dar și ca solicitări cu experiență, fără experiență, ne-au determinat să organizăm evenimentul astfel. Oferta din diferite domenii a fost tentantă pentru mulți. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au răspuns invitației Agenției Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă de a participa la Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți. Anul acesta, Poliția Română a scos peste 4600 de locuri la nivel național în unitățile de învățământ, iar la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost scoase 35 de locuri cu încadrare din sursă externă. Toți cei interesați de o carieră în poliție pot găsi toate informațiile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău la secțiunea carieră. Suntem într-o continuă expansiune în momentul actual și căutăm să ne dezvoltăm echipa. Practic avem nevoie de noi dispatcheri, noi persoane pentru a ne executa activitatea și ne ajuta să ne dezvoltăm cât mai mult. Da, chiar targetăm foarte mult tinerii pentru că vedem foarte mult potențial în tinerii de astăzi și vrem să ne dezvoltăm cât mai mult. Unii dintre cei care căutau un job au avut noroc, găsind o ofertă satisfăcătoare atât din punct de vedere al calificării cerute, cât și a salarizării. Adică fiecare tânăr ca mine și poate găsi un loc de muncă dacă chiar își dorește cu adevărat și sunt foarte interesante aceste oportunități. Am găsit la domnul de aici și am mai găsit ceva ca electrician. M-a interesat și în armată la băieții de mai în spate. Foarte de treabă. Dacă chiar îți dorești ceva, găsești. Din punctul meu de vedere, eu sper să găsesc. Adică de asta am și venit aici. Pe mecanic auto. În domeniul ăsta. Acum ce se nimerește? În prezent, șomajul în județul Bacău a ajuns la 7,8% din totalul populației active, ceea ce înseamnă un procentaj peste media națională. De 7 ani de zile, protopopiatul Onești hrănește oamenii săraci din municipiu, dar și din zonele învecinate. Un demers realizat cu multă trudă și sârguință, care a salvat mulți oameni necăjiți. Este afiliată protopopiatul Onești și a luat ființă acum 7 ani, având binecuvântarea în al preasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Românului și Bacăului. Noi am încercat să ajutăm persoanele cu nevoi din împrejurimile Oneștiului, dezvoltând două proiecte importante, Prânzul Ștefanie și Masa Bucuriei. În colaborare cu protopopiatul Onești, am început să distribuim și la domiciliu, mai nou, persoanelor cu certificat de handicap, având o colaborare strânsă cu Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului Onești. Am primit acea listă cu persoanele care nu se pot deplasa și prin intermediul parohiilor din oraș distribuim o masă caldă
Deocamdată o dată pe săptămână și ne dorim ca să înmulțim numărul de zile și cu ajutorul lui Dumnezeu și numărul de beneficiari. Protopopiatul Onești nu este locul unde poposesc cei înfometați, ci și cei care au nevoie de un cuvânt bun, de o haină mai groasă, de o îmbărbătare. Bine ați venit la Protopopiatul Onești, Protopopiat parte integrantă a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Protopopiat care administrativ cuprinde Valea Trotușului, Valea Taslăului, Valea Oituzului, Valea Slănicului. Suntem pentru credincioșii noștri centrul de comandă bisericesc și încercăm să ne luăm în serios activitățile pe care le desfășurăm în toate planurile care ne sunt îngăduite a le coordona. Avem activități sociale pe care le întreprindem la nivelul protopopiatului prin asociația Patmos, care lucrează în cadrul protopopiatului nostru. Prin asociația Patmos, în câmpul social, avem în asistență câteva sute de persoane, avem proiecte în derulare și multe altele pe care dorim să le desfășurăm în continuare. Să ne gândim doar la cele mai cunoscute de oneșteni, Prânzul Ștefanian și Masa Bucuriei. Avem de asemenea proiecte realizate în parteneriat cu Consiliul Municipal Onești, având în grijă pe cei mai lipsiți de bucurii decât suntem noi. Avem un serviciu de asistență la domiciliu. La sediul protopopiatului peste 100 de persoane se aprovizionează cu hrană zilnic și suntem pregătiți pentru a face zilele puțin mai fericite semenilor noștri. Suntem pregătiți pentru perioada ce urmează, perioada sărbătorilor de iarnă, când toți cei pe care îi asistăm după putința noastră vor primi din partea noastră daruri care să le facă viața mai frumoasă și sărbătorile minunate, așa cum sperăm să fie în casele tuturor oneștenilor. Bineînțeles, activitatea bisericii este în primul rând o activitate sacramentală, liturgică, religioasă, dar nu uităm niciodată de mulțimile care stăteau la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos, așteptând cuvânt, în primul rând, așteptând mângâiere, dar și cele de trebuință zilei care ne apasă pe toți. Mântuitorul Iisus Hristos, la abordarea apostolilor care i-au spus: Doamne, dă-le voie să se ducă, pentru că ziua este pe final, sunt înfometați, i-a privit în ochi și le-a spus: dați-le voie să mănânce. Atunci, peste veacuri, credem că latura aceasta socială aparține deopotrivă bisericii, dar și societății civile și administrației publice deopotrivă. Dar dacă nu conjugăm eforturile, rezultatele nu sunt cele așteptate. Așa că ne dăm mână cu mână, punem suflet lângă suflet și încercăm să facem oamenii mai fericiți și să le ștergem o lacrimă de pe față, după putința noastră și cât ne este îngăduit să o facem. Nici activitatea filantropic-medicală nu a fost omisă. De câțiva ani s-au făcut multiple colecte pentru achiziționarea mai multor echipamente medicale care au fost donate Spitalului Oneștean. O altă componentă, o componentă interesantă și binevenită a activității noastre este componenta filantropică și medicală. Colaborăm strâns cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Luca din Onești și periodic avem incursiuni în lumea aceasta medicală. Admirăm
ce se întâmplă în spitalul din Onești, vedem cum se transformă frumos într-o unitate medicală de elită. Ne bucurăm pentru înnoirile ce au loc în spitalul municipal Onești și încercăm să fim alături, nu cu mult, dar cu asistența religioasă la patul bolnavilor, poate cu un mărțișor atunci când se simte nevoia de vestit primăvara, cu o floare, atunci când femeile așteaptă prețuirea noastră, cu un mic aparat medical atunci când activitățile noastre caritabile aduc după sine și fonduri care să permită achiziționarea și donarea mai departe a unui echipament medical mai mare sau mai mic către Spitalul Municipal Onești. Toate lucrurile acestea, bineînțeles, nu se întâmplă decât cu binecuvântarea, cu voința și cu purtarea de grijă a Înalt Preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, căruia îi mulțumim pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă, pentru purtarea de grijă părintească față de locuitorii municipiului Onești și din zonele limitrofe. Încercăm să vă aducem pe toți aproape, să fiți lângă noi, să ne sprijiniți și să ne semnalați problemele dumneavoastră pentru a le putea sprijini la rândul nostru. De multe ori avem tendința de a ne închide în noi și să ne spunem: știe Dumnezeu de ce avem nevoie, știe Dumnezeu cât îmi este de greu, știe Dumnezeu cât mai rabd. Este adevărat, știe Dumnezeu, dar tare bine ar fi să știm și noi ce vi se întâmplă, cu ce vă confruntați, care vă sunt durerile, care vă sunt necazurile, pentru că poate am putea să vă sprijinim cumva și dacă material putem să o facem mai mult sau mai puțin, cu siguranță avem în mijlocul nostru preoți pe umărul cărora veți putea plânge, preoți care vă vor putea mângâia, preoți care vă vor aduce un cuvânt de întărire, un cuvânt de mângâiere atunci când sufletele dumneavoastră au mai multă nevoie de lucrul acesta. Protopopiatul Onești vă este deschis, Protopopiatul Onești vă este casă, Protopopiatul Onești vă poate fi masă, dar nu în cele din urmă, ci poate în cele din tâi. Protopopiatul Onești, prin preoții care îl alcătuiesc, sunt rugători înaintea altarului ceresc pentru sufletele dumneavoastră. Pentru a ne cunoaște mai bine activitățile, pentru a rezona mai bine unii cu ceilalți, de ce nu vă așteptăm în vizită la noi? Ne găsiți în strada Adrian Păunescu, numărul 1, în spatele primăriei noi și cu mult drag o să vă povestim fiecăruia în parte, dacă doriți să ne vizitați, cu ce ne ocupăm, ce lucrăm, ce activități avem, cum ne-ați putea ajuta și cum vă putem ajuta. Eu cred că întâlnirile de suflet, om lângă om, sunt cele mai nimerite. Astăzi se comunică greu, se comunică doar prin intermediul unor ecrane și se pierde dulceața comunicării directe și căldura interumană. Haideți să restabilim căldura de la suflet la suflet, interacționând în mod real unii cu ceilalți. Complexul muzeal Iulian Antonescu Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, organizează în perioada 3-4 octombrie 2024 Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare culturală de tradiție aflată sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, marele savant român născut pe meleaguri băcăoane, academicianul căruia îi datorăm implementarea la nivel național a primului plan coerent de cercetare arheologică la nivel național. Comunicările științifice sunt repartizate pe secțiuni 1-4 după cum urmează: Arheologie, Istorie, Personalități Muzeografie, Istorie și Arhivistică, secțiune moderată de nimeni altul decât generalul cu 4 stele, Vasile Jenica Apostol. Voi reveni puțin. La Oitus, în anul 1916, se putea pierde România, dacă cea de-a prima bătălie de la Oitus, din perioada 9 până pe 20 și ceva octombrie, ar fi fost pierdută. Ne gândim unde erau trupele pe front,
trupele austro-ungare și germane ar fi efectuat o manevră dublu învăluitoare pe la Jiu și pe aici, încercuiau toată gruparea de forțe a armatei române, așa și își propuneau, și România să fie, să ajungă la Iași și la Odessa, și România să fie scoasă din război. Fiecare luptător în 1916 avea în buzunar îndemnul de pe creștere Carpaților, veți vedea Moldova îngenunchiată, deci ca să cucerească dreptele. N-au reușit. În anul următor s-au schimbat fluturașii și le se spuneau, dacă veți cuceri Carpații, veți petrece sărbătorile de iarnă la Iași, capitala Moldovei supusă pe vecie. Asta corespundea și cu acțiunile lui Mackensen, care venea să conducă bătălia de la Mărășești, și o spun cu amărăciune, dar în gara de la București a fost condus de o numeroasă protipendadă, preponderent feminină, care români, care îi urau succesul lui Mackensen să învingă armata, trebuie să spunem adevărul de dată, care să învingă armata română la Mărășești. Aici, la Oituz, unde s-au declanșat acțiunile militare mai târziu cu două zile, s-a rezistat și nu s-au îndeplinit aceste obiective. Spuneam de prima bătălie. Atunci, pe data de 18 a fost punctul culminant, 18 octombrie 1916, Istvan Tisa, prim-ministru Ungariei, și cu Carol, prințul, succesorul la tronul austro-ungar, veniseră după niște mofile la Oituz, ca atunci când vor fi victorioase armatele lor, să apară țanțul și în fața presei. Nu a ținut, ai lor i-au oprit, satul Oituz, Glozești se numea atunci, era exact la mijloc, erau trupele, era împărțit într-o parte și alta. S-a declanșat contraofensiva noastră, condusă de generalul Ieremia Grigorescu, și am împins din nou până la Poiana Sărată și astfel s-a salvat atunci. Deci odată când s-a salvat România de la dispariția ei, și nu totală, pentru că erau în cancelariile europene, se preconiza un stat mic la gurile Dunării, care se constituie un tampon între ruși și ceilalți. Veniseră toți în vizită, Wilhelm al II-lea, împărțea teritorii cu țarul bulgar și așa mai departe. În 1917, și aici revin la bătălia de la Mărești, mareșalul generalul Averescu a lăsat trupele, frontul, fără niciun fel de rezerve, avea două corpuri de armată, de la Valea Dofteanei, cine știe, și corpul 4, care ne interesează aici, era de la Valea Dofteanei, cu o divizie până în Valea Oituzului, încă o divizie, divizia 6, de la Oituz până la Mădura Cașinului, și cealaltă divizie 8, până la Zboina Neagră. Eu sunt tentat să intru în detalii. Mă abțin acum. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Miercuri, 16 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de răcire, iar cerul va fi parțial noros. Maxima zilei va ajunge până la 14 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius. Joi, 17 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de răcire. Cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu va trece de 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 0 grade Celsius. Vineri, 18 octombrie, vremea înregistrează o tendință de răcire. Cerul va fi noros, maxima zilei va ajunge până la 11 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 1 grad Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!